Problema este că statul român, după tragedia de la colectiv, nu a făcut tot ceea ce era necesar pentru diminuarea victimelor acestui dezastru. Nu a implementat directiva 506/2012, care prevedea raportarea extinsă a infecțiilor și ca urmare ne-am trezit cu o mulțime de copii morți care puteau fi evitate. Dacă se implementa directiva 506 încă din 2014, să zicem, am fi avut un sistem de raportare complex, am fi știut unde sunt punctele tari și punctele slabe și am fi investit bani acolo unde sunt punctele slabe. Chiar și după colectiv, eu am trimis mai multe memorii la Ministerul Sănătății, nu mi-au răspuns corespunzător. Când au răspuns, au făcut tot posibilul ca să tergiverseze implementarea directivei, așa că eu acum cer o comisie de anchetă care să vizeze responsabilii cu întârzierea implementării noului sistem de raportare a infecțiilor și de supraveghere. Dumneavoastră credeți că este real procentul de infecții asociate actului medical raportate de Ministerul Sănătății după actuala metodă, pentru că el este inferior celor din țări avansate din Uniunea Europeană? Sistemul actual de raportare este identic cu cel din Uniunea Europeană. Rămâne ca Ministerul Sănătății să realizeze informarea medicilor, să trimită echipe în teren pentru a pregăti sistemul sanitar pentru noua revoluție în sănătatea în România. Pentru că este o revoluție. La ora actuală, chiar dacă se raportează mai puțin, totuși metodologia este cea din Uniunea Europeană. Bun. Numai că medicii nu sunt bine informați. Dar credeți că condițiile din spitalele românești, cu clădiri vechi, cu... sunt favorizante sau după cum arată procentul acesta sunt oricum este un procent inferior celor din Uniune? După cum v-am spus, deocamdată personalul medical din spitalele românești nu este bine informat în legătură cu acest nou sistem de supraveghere, control și informare și monitorizarea infecțiilor. Este absolut necesar ca să se facă mai mult. Este absolut necesar ca Ministerul Sănătății să investească mai mult în medicina primară, pentru ca oamenii să nu ajungă la spital, să ajungă doar cazurile cu adevărat importante, grave. Ori noi avem obiceiul în țara aceasta să punem căruța înaintea boilor. Adică dezvoltăm spitale, vrem să facem spitale regionale. Nu suntem în stare primară să le construim. N-ați văzut, bani ne vin din Uniunea Europeană, dar noi nu suntem... Nu, eu n-aș miza pe banii din Uniunea Europeană, că și acolo sunt interese ale marilor firme farmaceutice care vor să facă spitale mari unde ei să vândă medicamentele lor, să facă studii clinice numeroase pe medicamente revoluționare, pe pacientul român, pe riscurile pacientului român. Aceste studii le folosesc tot lor. Uitați-vă la Institutul Oncologic din Iași. Este spital regional, dar acolo se fac foarte multe studii pe pacienți. Ne interesează dacă aceste spitale servesc intereselor României sau dacă servesc mari industrii farmaceutice. Pentru că este normal ca sarea, când o pui în bucate, să nu pui un bulgăre mare deodată. Trebuie împrăștiat în toată mâncarea, câte puțin aici, câte puțin colo. Ori în România vrem să facem 3 spitale mari și pe celelalte județene municipale ce să facem? Să le
reducem la tăcere. Da. Să le desfințăm. Nu mi se pare corect. Adică toate fondurile vor merge în spitalele acestea, iar spitalele mici, care sunt cu adevărat importante pentru că sunt aproape de pacient, să fie închise sau să fie finanțate foarte, foarte puțin. Bun, dumneavoastră vorbiți de tragerea la răspundere. Cum concret poate fi făcută tragerea la răspundere a ministerului? Există ministri care se cunosc sau au fost ministri care sunt cunoscuți. O comisie parlamentară poate analiza toate documentele din interiorul ministerului, poate cere informări de la președinția României. Eu însumi dețin o mulțime de documente pentru că am trimis memorii începând cu 1 martie 2016 când am constatat că nu se face nimic și până în septembrie 2016 am tot trimis memorii și la minister și la primii miniștri și la președinte. Deci această comisie se poate întruni, poate ancheta și dacă sunt fapte penale pot fi anchetați chiar și penal pentru punerea în pericol a sănătății publice. Vorbeați de o comisie parlamentară. Ați luat legătura cu vreunul din parlamentarii de neam sau intenționat să o faceți pentru... N-am luat legătura cu niciun parlamentar. Am dat un comunicat de presă. Nu stau să pierd vremea cu domnii care acum sunt, acum nu sunt prin zonă. Nu umblu eu după ei să citească presa.